Am revenit în studioul Will TV, alături de mine se află David Năstase, bine ai venit David. Bună ziua. Și Radu Ciocănescu, bine ai venit Radu. Bună ziua, bine v-am găsit. Așa cum am procedat și cu colegii voștri, o să vă rog să spuneți câteva cuvinte despre voi și apoi povestim despre recordul acesta pe care l-ați doborât. Păi, mă numesc Ciocănescu Radu, învăț în Liceul Național Alexandru Ioan Cuza și sunt sportiv în cadrul cluburilor CSM-CSS Ploiești. Spune-ne, David, și tu câteva cuvinte. Mă numesc Năstase David, învăț în Colegiul Spiru Haret, sunt în cadrul clubului CSS-CSM Ploiești. Vorbim despre trei recorduri naționale doborâte, da? Spuneți-mi ce înseamnă pentru voi acest lucru. Voi v-ați întors acolo și cu medalie de aur. Așa cum i-am spus în pauză, voi n-ați fost pentru această medalie. V-ați luptat pur și simplu cu aceste recorduri. Ce înseamnă pentru voi acum? Păi, pentru noi această chestie este ceva foarte surprinzător. Nu ne așteptam, dar ne-am ambiționat și am reușit și am fost foarte bucuroși. Este un apogeu al muncii voastre de până acum? Până acest moment, da. Cum vă simțiți? Cum e sentimentul ăsta? Păi, prima stare, după ce am văzut că colegul nostru, Mihai, a trecut linia de finish cu un timp foarte bun, am simțit o senzație de euforie. Deci a contat și momentul acesta, l-ați văzut pe el, v-a motivat și mai tare. Care sunt lucrurile care vă motivează în general? În general, lucrurile care ne motivează sunt familia, întâmplări mai puțin neplăcute din viața noastră, care ne ambiționează să alergăm și mai tare, să arătăm că suntem buni. Și altceva, pasiunea asta pentru sport, mi-a spus familie, prieteni, pasiunea aceasta, până unde merge ea? Adică ce înseamnă pasiunea asta pentru atletism? Cât vă doriți voi sau ce vă doriți să faceți cu această pasiune? Ne dorim să ajungem cât mai departe, să fim campioni, să știe lumea despre voi, să duceți sportul acesta mai departe, pentru da. Că, din păcate, așa cum spuneau și colegii voștri, nu e atât de cunoscut, atât de răspândit prin țara noastră. Spuneți-mi ce timp ați scos? Acum 3 săptămâni la ștafeta de 4x400 juniori 2, am bătut recordul cu un timp de 3 minute, 30 de secunde și 26 de sutimi. Un timp foarte, foarte bun. Da. Este interesant că voi aduceți toate aceste medalii, duceți numele orașului mai departe, numele țării, până la urmă, îl susțineți în acest sport. Cum vă susține pe voi orașul? Cum vă susține pe voi țara asta în care trăim noi? Momentan nu ne susține cu nimic. N-am primit nicio recompensă pentru recordul. Și cu toate astea, ce vă ține legat de acest sport? Profesorii, antrenorii noștri ne fac să fim uniți ca o familie, să mergem la antrenament, ne dedicăm foarte mult timp, efort și ne place ceea ce facem. Cât contează să faci un sport? Și asta fiind, nu știu, separându-ne un pic, ca o regulă pentru tinerii care uită să treacă printr-o sală de sport. Știm că sunt foarte mulți elevi care vin cu scutirile acelea medicale și stau pe băncuță la orele de sport. Ce sfaturi ați avea pentru ei? Păi contează foarte mult să faci sport, deoarece, în primul rând, pentru sănătate și, în al doilea rând, pentru performanță, dacă vrei. Ce înseamnă performanță? Până unde poate fi dusă performanța aceasta? Să ajungi la un nivel foarte înalt, la nivelul țării și chiar și la nivel european. Spune-mi, David, ce-ți dorești tu foarte mult? În acest moment îmi doresc să particip la europenele de anul acesta, care se țin în Georgia, la Tbilisi. Cum vă pregătiți pentru asta? Păi, ne avem 2 antrenamente pe zi, între ele școală și încercăm să... De fiecare dată când întâlnesc tineri pasionați, îi întreb dacă mai au timp și de altceva. Dacă voi spuneți că mergeți la 2 antrenamente pe zi, mai mergeți și pe la școală, cât timp liber mai aveți? Sau în timpul ăsta liber pe care îl aveți, ce mai faceți? De obicei, în timpul liber, mai citim o carte, mai ieșim cu prietenii la un suc, mai vorbim. Deci iată că avem și sportivi care citesc. Da. Da? Ce cărți îți plac? Cărți
în general istorice, de acțiune. Foarte, foarte, foarte frumos. Și munciți mult pentru toate rezultatele acestea pe care le obțineți? Eu, adică voi considerați că petreceți foarte mult în sala de antrenament? Da. Da. Foarte mult timp. Ne dedicăm trup și suflet acestui sport și antrenamentelor. Și pentru că vorbim așa impropriu despre o sală de antrenament, că stați într-o sală de antrenament, am aflat așa printre picături că de fapt voi nici nu aveți un loc unde să vă antrenați așa cum ar trebui. Da, pe unde este. Alergați? Păi până în iarna anului 2015 ne antrenam la sala sporturilor pe o pistă care era destinată și oamenilor care nu practică un sport de performanță. Ne ciocneam de ei. Făceați mai degrabă un slalom, așa, da. Nu era o alergare de viteză. Și acum, când e vremea rea? Acum, când e vremea rea, a fost făcut o sală la stadionul Petrolul Ioana și până acum făceam naveta de cel puțin două ori la București în timpul săptămânii. Nu mergeam la școală pentru a merge să ne antrenăm. Deci aici, în Ploiești, nu aveți unde să faceți? Nu. Am zis că alergați pe niște holuri, pe... Da, da, la clubul sportiv școlar. Din nou, foarte, foarte... Și cum reușeați? Cum ați, iată, ați doborât și recorduri și voi v-ați antrenat pe un hol? Da, păi aveam ambiția asta să fim cei mai buni. Și sunteți. Și cu toate astea, văd că, întrebam și pe colegii voștri, nu vreți să vă opriți aici, dar... Va exista un anumit moment în care veți spune eu trebuie să mă opresc? Nu, ne vom opri când va fi timpul, când va vrea Dumnezeu. Ce înseamnă acest când vrea Dumnezeu? Știi, vrea și Dumnezeu, dar mai vrea și omul. Adică voi aveți și alte planuri de rezervă? Da. Ce planuri ai, David? Păi eu vreau ca să termin liceul și pe urmă să dau la facultate la medicină pe secția de farmacie. N-ar fi mai interesant, am văzut că e la mod acum să fii antrenor de fitness, voi având și un fizic care vă permite, n-ați putea fi antrenor de fitness, adică să rămâneți tot în zona aceasta sportivă? Ba da, dar această slujbă nu e foarte câștigată din punct de vedere material. Am înțeles. Nu, credeți că nu v-ar aduce suficienți bani încât să rezistați? Chestia asta cu antrenor de fitness la o sală de forță, nu. Nu merg. Și atunci, Radu, ce vrei să faci pe viitor? Păi vreau să-mi termin liceul, să dau la o facultate bună, încă nu m-am gândit, dar mai am timp și rămâne de văzut. Cum vedeți voi atletismul la noi în țară? În momentul de față. Credeți că are șanse să meargă mai departe? Și cum va merge mai departe? Este foarte puțin mediatizat, din păcate. Și credeți că rămâne totul la nivelul acela de prieteni, la nivelul de familie, la comunități restrânse? Cine sunt oamenii care vă felicită, spre exemplu? Păi, în primul rând, sunt antrenorii noștri, deoarece sunt acolo cu noi și ne susțin total. Și apoi familia, când ajungem acasă, apoi prieteni. Rude. Nu vi s-a întâmplat să vină și necunoscut să spună, uite, te urmăresc, vă urmăresc de atâta timp și mă bucur că ați obținut aceste recorduri? Nu chiar. Am înțeles. Pentru că procedăm în același sistem, de ce atletism și de când atletism? Eu practic atletismul de la vârsta de 10 ani, am făcut înainte și 2 ani de not, deci practic sportul de mic. Ce, ai rămas și cu notul și cu atletism? Sau? Nu. Am făcut din clasa 1 până în clasa 2 în not. Iar apoi în clasa 3, în semestrul 2, a venit domnul profesor și m-a selecționat. Am dat o probă și de atunci practic în continuu. Dar sunt în grupa doamnei profesoare Andrei Maria. Ce te-a făcut să renunți la not? Atunci când practicam în notul eram mic, nu știam ce înseamnă sport de performanță, mă duceam la bazin, mai mult mă bălăceam în apă, nu țineam cont eu de... Și atunci, pe parcurs ai văzut că performanța poate fi stabilită altfel în atletism. Da. Andrei, spune-mi, de când ai decis să faci atletism?
practic atletismul de 2 ani, dar eu am început să fac sport din clasa 5, am făcut 4 ani handbal, iar când, în general, profesoara mea din generală de sport s-a îmbolnăvit, iar doamna profesoara Andrei Maria a ținut locul, mi-a zis să vin să dau o probă pentru atletism, dar fix în acea perioadă eu nu mai aveam echipă unde să joc pentru categoria mea de vârstă, am dat o probă și mi-a zis că pot să am rezultate foarte mari. Din ce îmi spuneți până acum, văd că antrenorii au avut, nu știu, o importanță foarte mare în alegerea acestui sport. Văd că au avut un talent în a vă atrage către acest sport. Da. Greșesc cu ceva? Nu, este adevărat. Cum vă aduc acolo în sală? Cum vă motivează? Ei sunt pentru noi și părinții. Ei ne înțeleg dacă familie. Suntem obosiți, dacă ne este rău, dacă am pățit o problemă la școală. Tot voi mi-ați spus, în pauză, sunt momente în care antrenorii vin cu bani de acasă pentru a merge către aceste competiții, adică fac rost de bani pentru a merge către o astfel de competiție, pentru că știm că nimeni nu vă ajută. Da, n-am fost ajutați și la concursul de la Bacău, unde am bătut recordurile, antrenorii din banii lor au plătit. Ca să vă duc acolo și să aduceți rezultatele acestea pentru noi. Care sunt cele mai grele momente pentru voi? Cele mai grele momente sunt la antrenament, când simțim că nu mai putem, dar ne mobilizăm și reușim să mergem mai departe, să trecem de punctul mort. Și chiar dacă ne e greu la antrenament, noi tragem de noi ca să fie cât mai bine la concurs, să avem rezultate cât mai bune. Au fost emoții mari în această competiție? Da, cu siguranță. Da. O să avem și noi câteva imagini, o să rog pe colegul nostru să le difuzeze și o să vorbim pe marginea acestora, să-mi spuneți despre emoțiile acestei competiții. Dacă sunt pregătite imaginile? Înțeleg că nu. Iată că avem... Și o să vă rog pe voi să-mi spuneți despre ce imagine este vorba aici. Da, păi primul schimb, culoarul 2, băiatul care pornește acum cu maiu portocaliu este colegul nostru Andrei Năstăsache. Da. Aceasta este cursa de 200. 200, 4x200. Ce viteză poate atinge un atlet? Cel mai rapid atlet... Ma nu, este o cursă de 4x400. Da, aceasta este cursa de 4x400, ne-am înșelat. Că văd... Da, sunt două tururi. Cel mai rapid atlet din lume atinge viteza de 44 de km la oră. Vă gândiți să doborâți și astfel de recorduri la viteză? Nu chiar. E mai greu. Da. Na. La fel, Mihai spunea mai devreme că momentul acela de finish e cel mai greu. Da. Sunteți de acord cu el? Da, suntem de acord. Acum alerg Radu. Alerg eu. Aveți un top al vostru? Cine e mai bun? Cine alergă mai bine? Sau aveți anumite strategii? Uite, tu alergi pe distanța asta mai bine? Sau tu alergi... Păi... În cursă sunt 400 de metri, fiecare alergăm 400 de metri, doar că Mihai alergă cel mai tare dintre noi, așa că este ultimul schimb pentru a putea recupera în caz că noi alergăm mai prost. Am înțeles, el e cel care salvează rușinea oarecum. Oarecum. Dar voi cu siguranță sunteți toți foarte buni. Mulțumim pentru imagine, o să avem și de la premiere. Cum e momentul acela când sunteți pe podium? Este un moment de glorie pentru noi și ne bucurăm că suntem acolo. Le mulțumim antrenorilor că ne-au adus în punctul în care suntem și mergem mai departe. În general, la astfel de competiții sunt sălile pline? Spectatori aveți? Da, la concursurile naționale, da. Cât de importantă e susținerea aceasta din public? Este importantă susținerea din public, mai ales când suntem susținuți de colegii noștri, copii mai mici sau fetele de aceeași vârstă. E oarecum un angajament și față de ei, pentru că ei sunt acolo pentru voi. Da. Și voi trebuie să-i susțineți. La fel, cât munciți în prezent pentru
ceea ce vă propuneți? Ați schimbat ritmul de lucru, v-ați propus mai multe lucruri, lucrați și la alimentație și o să vă rog să dezvoltați acest subiect, partea asta cu alimentația. Alimentația este foarte importantă pentru un sportiv. Eu am un noroc pentru că tatăl meu, stând acasă, îmi pregătește tot felul de mâncăruri speciale. Ce înseamnă mâncăruri speciale? Inspirare? Mâncare bio, în general. Adică o mâncare gătită, nu, noi nu facem mâncare să o ținem două zile, adică noi facem mâncare pentru o singură zi. Da. Foarte, e important lucrul acesta. Și altceva, ce mai putem face? Să nu mâncăm mâncare fast food. Sucuri acidulate. Nu, nu eu, sunt bune. Eu beau fresh-uri. Da, fresh-uri din fructe. Spune-mi, la fel se întâmplă și la tine? La mine nu e chiar așa cu alimentația. Mănânc în mare parte orice, dar am grijă să mănânc limitat, să nu pun pe mine... Adică există stresul cântarului? Da. Da? Da? Adică vă cântăriți în fiecare zi? Nu, de două ori pe săptămână. De două ori pe săptămână. Și în momentul ăla ce faceți? Când ați văzut că acel cântar este supărat un pic pe voi? Tragem mai mult la antrenamente. Tragi mai mult la antrenament, da, schimbă pentru... regimul de alimentație. Da, puțin, ca să putem să slăbim, să ajungem din nou la greutatea ideală. Este un sport greu care presupune sacrificii atât financiare, cât și din punct de vedere fizic? Da. Da. Din ce punct de vedere? Îi întrebam pe colegii voștri cât îi costă. Adică pentru voi, ce înseamnă lucrul acesta? E un sacrificiu major? Echipament, am înțeles că și vitaminele costă. Iată că nici vitaminele, am primit vitamine la CSS, de la club. Pentru o lună. Deci iar echipamentul ne ajută părinții cu bani, o pereche de cuie, de exemplu, costă cel puțin 4 milioane o pereche. Nu poți alerga cu orice tip de Adidas sau contează tot. Da. Contează și talpa. Bun. Cu siguranță voi ați avea mai multe să-mi spuneți, dar sunt și emoțiile din ceea ce observ. Acum, că spuneați că vreți să vă antrenați din nou pentru o altă competiție, pentru alte recorduri. Și vă întrebam dacă ați schimbat această tehnică. Vă veți antrena mai mult? Ce se întâmplă vara, spre exemplu? Vă mai întâlniți dacă nu mai sunteți la școală? Da, vara ne întâlnim cu atât mai mult pentru că suntem în vacanță și putem lucra împreună, toți patru. La antrenamente. Am înțeles. Ce medalie vreți să aduceți la Ploiești în următoarea perioadă? Ce record? Ce rezultat? Am vrea ca să luăm medalia de aur la campionatul național pentru junior 1, pentru că este o categorie mai mare decât vârsta noastră și desigur și pentru categoria noastră de vârstă. Este un drum lung până acolo sau poate fi doborât? Poate fi doborât, da. Am înțeles. Dragilor, ce să vă zic? Eu vă mulțumesc și vă felicit pentru tot ceea ce faceți, că e cu siguranță pe propriile voastre puteri și pe puterile părinților și ale antrenorilor. Baftă în continuare în tot ce faceți. Mulțumim. Atât pentru săptămâna aceasta, stimați telespectatori. Rămâneți cu IL TV. Până data viitoare, numai bine!